Salut! Eu sunt Dan. Eu sunt Florentina. Iar tu te uiți la Vista. Astăzi avem pentru voi un subiect extrem de util la începutul verii și al sezonului de vacanțe. Vom trece în revistă cele mai sigure versus cele mai periculoase plaje de pe litoralul românesc de la Marea Neagră. Conform Ministerului Sănătății, calitatea apelor din unele zone lasă de dorit și există doar 15 plaje sigure în care românii se pot relaxa liniștiți. Dintre toate, una singură a fost catalogată drept nesatisfăcătoare. Hai să aflăm detalii! An de an, autoritățile care monitorizează litoralul românesc emit diverse avertismente turiștilor. Fie că e vorba de calitatea apei, fie că e vorba de curenții marini puternici, turiștii par să ignore sfaturile primite. Ca în fiecare an, salvamarii fac un top al celor mai periculoase stațiuni, în apa cărora să nu te aventurezi, mai ales dacă vezi steagul roșu arborat. Poți nota doar dacă vezi steagul galben, care permite scăldatul doar celor experimentați, sau steagul roșu cu galben, care te anunță că apele sunt supravegheate de salvamari. Din punctul meu de vedere, apa este un mediu periculos, chiar dacă marea este liniștită sau agitată. În momentul în care ai intrat în apă, este un mediu periculos, susține Gabriel Culea, șeful salvamarilor din Mamaia și Constanța. Una dintre cele mai periculoase plaje este între digul de nord și cel de sud din Mangalia, conform salvamarilor. Când începe să huruie marea, e jale. Se aude un sunet sinistru și toată lumea spune că cere un om. Atunci nu există să nu se întâmple o nenorocire. Huruitul acesta se aude întotdeauna în august-septembrie. Sunt 4 furtuni vara de intensitate foarte mare, spune Vasile Borteș, șeful salvamarilor din sudul litoralului. În Olimp, zonele cu curenți puternici sunt aplin Davos și zona din apropierea vilei prezidențiale. În Neptun, zona steagului este o problemă majoră deoarece valurile formează gropi în apă. În Costinești, una dintre cele mai populare stațiuni de pe litoral, cea mai periculoasă zonă este în preajma digurilor. Nu-i ca la un lac sau piscină să stai să vezi apa și să mergi prin ea. Curentul te trage, explică Serafim Nicolae, coordonatorul salvamarilor din Costinești. Când vine vorba despre eforie, este indicat să evitați pentru baie zona Belona Port, Belona Sud, Debarcader și Acapulco. Totul este semnalizat, balizat, dar lumea nu ține cont. În unele locuri sunt pietre sub apă, foste diguri. Oamenii trec de balize, se duc acolo și sar în cap exact pe aceste pietre. Mulți habar nu au ce înseamnă steagurile, explică Gheorghe Vătămănescu, șeful serviciului Salvamar. Cele mai sigure plaje unde turiștii pot face baie fără probleme sunt Mamaia și Constanța, dar nu în zona digurilor. Conform autorităților competente, litoralul românesc are 49 de plaje, dar calitatea apei nu este aceeași. Dintre ele, una sigură a primit calificativul nesatisfăcător, deoarece este considerată a fi un pericol pentru turiști. Este vorba de cordonul Eforie Nord, Eforie Sud 2, Tabăra Luminița. Printre zonele care au primit calificativul excelent se numără plajele din Năvodari, Mamaia, Olimp, Neptun, Cap Aurora, Cordon Venus și Saturn. Zonele care au primit calificativul bune sunt Gura Portiței, Delfin Năvodari, zona Perla Majestic, Delfinariul și Plaja Modern din Constanța, Eforie Sud, Olimp 2 și Neptun 1, Jupiter 1 și 2, Mangalia, Venus 1 și 2, 2 Mai, Vama Veche sau Cap Aurora 3. Plajele cu calificativ satisfăcătoare, unde veți avea o minimă relaxare, cu mici neplăceri, sunt Mamaia 7, Eforie Nord 1 și 2, Cordon Eforie Nord, Eforie Sud 2, Costinești 1 și 2, Jupiter 3 și 4, precum și Cordon Venus. Atât pentru astăzi! Noi am fost Dan și Florentina, iar tu ai urmărit un nou Top Vista. Nu uita să revii pentru mai multe materiale interesante. Dacă ți-a plăcut acest clip video, nu uita să dai un like și un subscribe, activând totodată și clopoțelul pentru a primi notificări despre cele mai recente clipuri Vista.